vorbim despre mobilă, nu putem să nu ne gândim la lemn. Iar când vine vorba despre cel mai important salon de design și de mobilă din lume, evident că vom găsi cele mai fascinante noutăți. Suntem în standul unei firme care are o mare tradiție în a produce piese din lemn, dar nu orice fel de lemn. Este un lemn nu doar certificat, ci piese făcute din arbori care cad la pământ, adică sunt recuperați, sau texturi deja de la niște rădăcini sau chiar stâlpii lagunelor din Veneția care sunt afectați de vreme și de diverse animale, bacterii care le degradează. Din toate aceste degradări și din toate aceste recuperări, italienii reușesc să facă niște piese absolut senzaționale, iar în 2023 ne surprind cu un design absolut spectaculos, pe lângă piesele deja cunoscute. Ce înseamnă lemn recuperat din lagunele Veneției? Ei bine, el poate fi transformat într-o piesă absolut unică, cum e cea de față, și evident că fiecare piesă pe care ei o produc practic este unică. De ce? Pentru că lemnul este atacat în mod diferit față de alte elemente de genul acesta, adică fiind făcute din stâlpii ce susțin practic Veneția, stâlpi care trebuie înlocuiți, fiecare stâlp este altfel degradat de vreme. Trend sunt nuanțele de nuc puțin mai închise, alături de alte nuanțe, cum ar fi stejarul, dar tot ce înseamnă la capitolul detalii este absolut fascinant, cum putem să vedem frumusețea lemnului încapsulată în niște piese superbe care rezistă pentru generații. Când ne gândim la lemn, obiecte din lemn sau mobilă din lemn, avem în minte un design, să spunem, mai serios, mai de durată. Dar companiile italiene au această creativitate pentru a da anumitor piese, cum ar fi tabureții, un mod jucăuș, o imagine jucăușă, fie că vorbim despre forma unui cățel, fie că vorbim despre un butuc cu riflaje, fie că vorbim despre o măsea. Texturile din lemn pot avea inclusiv un aspect modern, cum ar fi, de exemplu, pentru living. Lemnul este materialul cel mai uzitat și cel mai cunoscut. Avem o experiență cu el, dar designerii italieni reușesc să facă niște piese absolut atemporale. Asta înseamnă că nu doar mobila pentru depozitare sau pentru living-uri poate fi făcută din lemn, ci inclusiv canapele, fotolii cu structura din lemn, inclusiv paturile care sunt foarte frumoase. Între aceste piese de design foarte bine concepute și foarte frumos executate, unde vedem detalii extraordinare, adică fără șuruburi, fără îmbinări metalice, regăsim și piese mici cu texturi foarte naturale, cum ar fi cele sub formă de rădăcini, care sunt păstrate cât mai aproape de ceea ce a degradat natura. Aici este zona de sustenabilitate, în sensul în care lemnul nu este prelucrat din copaci tăiați, ci este un lemn recuperat. Există toate certificările pe această parte, iar consumatorii responsabili, înainte să achiziționeze un obiect, înainte să întrebe cât costă, ei se uită și la această parte de sustenabilitate.
Lemnul este la mare căutare, dar nu doar la mare căutare, ci este materialul din care sunt fabricate piese de mobilier de-a dreptul emblematice, cum este și acest fotoliu pe care am stat. Și lemnul nu doar că poate avea o textură frumoasă, poate fi rotunjit, ci, ia uitați, poate fi și curbat. Este o firmă cu mare tradiție în această prelucrare specială a lemnului, care în acest an, la Milano, a venit să arate toată frumusețea acestui material prin niște piese frumoase, simple, elegante, unde detaliile vorbesc de la sine despre ceea ce înseamnă până la urmă calitate. Grija față de mediu îi face pe producătorii cu tradiție să combine materialele. Spre exemplu, una dintre noutățile prezentate la târg este combinația de lemn curbat cu metal și tapiserie. De ce? Pentru că are o greutate mult mai mică și această greutate se compensează într-un design extraordinar. Și ce înseamnă greutatea mai mică? Înseamnă mai puține materiale folosite pentru fabricare. Deci cum avem grijă de mediu? Făcând lucruri mai deosebite, în care folosim mai puține materiale, le prelucrăm într-un mod mult mai special, iar simplitatea este la superlativ când vine vorba despre piese pe care să le lași moștenire peste generații și care să nu se demodeze niciodată. La Milano 2023 a fost și salonul Euroluce, încă în desfășurare acum, și mi-au atras atenția corpurile de iluminat realizate exclusiv din furniri de lemn, foarte creativ făcute, tot soiul de forme, de la candelabre, aplice de perete, până la suspensii, respectându-se acest desen al fibrei de lemn. Dar mai mult decât atât, mi-a atras atenția această versatilitate funcțională. Vreau să vă arăt despre ce este vorba. Corpuri care cu care te poți juca, poți redirecționa lumina, inclusiv doar parțial. Practic, această versatilitate îți permite să faci scenarii de lumină la interiorul casei și să te joci așa cum ai nevoie. We've been working with wood veneer for 29 years. It started as an accident. We were looking for wood for our kitchen and we had the wood on a table with light. We turned it on. Some of the veneers became transparent and we thought this is the perfect light for our house. And then Marie B was working with a studio in her studio with resin and we started to make some shades with it. Then in the year 2000 we were very tired of working with epoxy resin and the wood. It was very messy and toxic and we changed completely to a new idea, which was a new treatment, which was very clean, with no byproducts and no toxic elements. And we patented this system. We called it Timber Light. The hurt of this was we break a lot of wood. Was so hard to work with, and then we get flexibility and save our material, no? Yes. So begins another more organic collections and then designers begin to work with us. Because before was tubes, painted tubes, holes or anything, no? Crazy things.
but when we find the new patent method, we change completely the factory.